Bine v-am găsit, pofticioșilor! În seara asta o să fac un curry pe care vreau să-l fac de vreo săptămână și ceva de când am dat de el, de rețeta respectivă. Un curry care are la bază dovleac moscat. Da? Găsiți în supermarketuri, e vremea lor, niciun fel de problemă, din toamnă până în primăvară găsim. L-am spălat bine cu buretele, pentru că o să folosesc și coaja, care este foarte subțire și dă o aromă nemaipomenită. O să-l tai bucățele și o să începem treaba imediat. Am tocat dovleac, uitați, deci bulbul ăla l-am păstrat pentru altă dată. Acum, am aici o ceapă și, bineînțeles, ziceți voi, un praz, logic, pe care le pun. Practic eu am două cepe, că erau mai mici. Așa, deci o ceapă zdravănă, un praz adevărat, doi căței de usturoi, nu mai mult, o jumătate dintr-o conopidă barosană, nu vă spun gramaje, da? Puteți să aproximați. Le pun frumos în bolul de mixare. Îi pun capacul pe care îl obturez și o să îl rog pe cuchii să mi le mărunțească. 5 secunde la viteza 5. Ok. Curăț. Repede bolul. Miroasea primăvara. Cu lui. Activez cântarul. Tara este pe 0. Pun 40 de grame de ulei, de măsline. Extra virgin. 42, că eu sunt mai generos. Pun capacul. Mă duc iarăși pe ecranul principal și setez 5 minute la 120 de grade, viteza 1, ca să mi le sotez. S-au sotat, am curățat repede bolul de mixare, îl pun la loc și vin cu dovleacul pe care l-am tăiat așa bucățel, vedeți, subțiri, au ce culoare frumoasă are. Este și foarte bun. Foarte bun. Îl pun și pe el. Ia de curiozitate să văd câte grame are. O 500 de grame. Este foarte ok. Și îl mai las. Îi pun capacul. Și las și pe el să se înmoaie puțin. Da? Încă 5 minute. La aceeași temperatură, 120 de grade. Viteza 1, dar am inversat sensul de rotație al cuțitului ca să nu-mi toace bucățile de dovleac. S-a terminat de călit și dovleacul. Am aici o cutie cu năut, o conservă, o pun pe toată cu zeamă cu tot. Uite, ce frumos e, mi-mi place foarte mult năutul. Este cu un pic cu spatula ca să văd cât lichid are, nu prea are. Mai pun niște apă caldă ca să nu îmi cauzeze aici la legume. Nu foarte multă și trebuie să fie apă, e ok așa, e ok așa. Mai departe, pun o lingură din baza mea de legume pe care am făcut-o la Thermomix, chiar două linguri pentru că nu o să mai pun sare.
Am aici o bucată de ghimbir cam cât degetul mare, așa, tocat cu bulețe. Pun și pe el. Un ardei, uite, din care am scos sâmburii, semințele, ardei cu sâmburi. La noi nu sunt. Un ardei capia. Ce culoare frumoasă are. O legătură de pătrunjel. Dacă găsiți coriandru, rețeta originală este cu coriandrul, cu coriandru, dar coriandrul e frate cu pătrunjelul. Așa. Și am aici o linguriță și ceva, aproape două de amestec pentru curry. Mirodenii pentru curry. Punem frumos pe ele. Punem capacul. Vai, ce frumos arată. Deja îmi imaginez. Și o să le las la fier 20-30 de minute. Deci o să le pun 20 de minute. Și o să văd dacă s-au făcut. Dacă nu s-au făcut, îl mai las la fier. Atenție să verificați dacă să nu rămână fără apă. La 100 de grade. Viteza 1, tot sens anti-orar. Revenim! Cât timp fierbe curry-ul meu, vă arăt o șmecherie, cum se spune în Oltenia, da? Un truc. Am luat niște lipi, în astea mai mici, un pachet, și iau așa, cam 4, cred că o să-mi ajungă, da? Ele sunt moi și elastice, cum sunt lipiile. Căstucești, căs libanezele sunt la fel. Acum, o să le stropesc cu puțin ulei de lămâie, de măslină, ulei de lămâie. De unde mi-e fierimie? Da, ulei de lămâie. Ați înțeles voi? De măslină. Bun. Acum, le pun așa, partea, și le frec frumos, frumos, ca să se facă peste tot. Să se distribuie uleiul pe ambele părți. Acum, am aici o bucată de hârtie de copt pe care am udat-o în prealabil. Le pun frumos pe lipiile mele în mijloc. Fac așa un pachetel. De asta trebuie să mai strângem. Da? Pe care o să-l pun în cuptor vreo 15 minute ca să se facă crocante și o să vedeți la ce o să le folosesc imediat. Ia uitați! Fraților, știți cum miroase la mine în bucătărie? Uitați-vă culori! Uitați-vă culori aici! De ce să mai... Problem! Am scos lipile care au devenit așa crispy. Ia uitați! Trosc! Rupem așa bucățele. Punem în el. Și când punem în farfurie, luăm cu tot cu o lipie. Hai că mai încape. Așa. Mai pun așa niște pătrunjeri de sus, așa, de sus. De sus. Așa. Vă dați seama că nu o să mai îmi pun în farfurie, că nu mai am răbdare. Ce să mai... Să iau așa un pic de aici. Cu dovleac, cu pătrunjel și cu lipiuță. Dacă nu mă ard, sunt... Îmi dată dau iar de viana de mine. Avem răbdare. Vai, ce frumos miroase. Ați văzut ce repede se face. Mama mea, e Dumnezeu de bun. Pe cuvânt de onoare, nemaipomenit. Să puneți mâna să faceți, că este senzațional. Suflă, Martine. Dă-și. Minunat! 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 Uitați ce frumos e!
Da, ce gust! Ok, dragilor, Cookie vă spune la revedere, se duce să facă băiță. L-am pus pe programul de prespălare la... la Universal. Este la Universal. Asta a fost pentru astăzi. Curry cu dovleac moscat. Senzațional. Senzațional. Ne-am mai promis. Sunt absolut încântat. Absolut încântat sunt. Dacă nu vreți să mâncați neapărat ceva vegetarian, puteți să puneți carne de pui. Merge perfect. Eu mai ușor cu carnea lunile astea. Nu că nu mai mănânc, dar mănânc mai puțină carne ca să mai slăbesc. Până data viitoare, eu și Cookie vă spunem toate cele bune, la revedere, să ne vedem sănătoși, aveți grijă de voi, bucurați-vă de viața asta frumoasă, că e frumoasă și, bineînțeles, puneți mâna și gătiți, gătiți pentru cei pe care iubiți. V-am pupat!